Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care Severin, de pildă, un domn mai tânăr așa, s-a dat drept polițist în fața unui polițist care era în timpul liber. Și cât ghinion să a pus și el la cale, zice, a montat totul, s-a gândit. El și cumpărase o insignă falsă și o legitimație falsă de polițist de undeva de pe net. AliExpress. Dar nu știu de ce nu și le-a făcut singur, dar mă rog, asta e și a cumpărat. A investit, s-a gândit, mamă, fac o afacere, o super afacere acum. Și și-a luat insignă de aia ca în filme? Da. Și-a luat și plastic. Portofel de la, de-l deschide așa. Da, 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 exact. Și o legitimație ceva. Și a ieșit el la control pe stradă. Practic cum aveam noi curele cu pistol de cowboy când eram mici, așa și eu așa. Ai și cu insigna. Mm-hmm. Bravo. Da, și s-a întâlnit în trafic cu un polițist adevărat, undeva prin județ. Acesta era cu familia în mașină în civil. Weekend. Da, în civil, se ducea la treaba lui. A fost blocat pe drum de o mașină din care au coborât doi bărbați, scriu colegii de la Observator. Unul dintre ei fluturând și legitimația și insigna. Da, mamă, îl și văd. Da, deci aparent l-a șicanat în trafic un pic, de genul te-am prins, te urmăresc. Aha. Și după aia a coborât ca Chuck Norris. Eu fi strigat că n-a avut bașii de stație, de-aia de pus pe mașină și-o fi deschis geamul în stânga și-o... Rage pe dreapta, bă! L-a auzit, pac, s-a băgat în fața lui, l-a blocat ăsta, a coborât și polițistul s-a prins. Acum, știrea nu spune cum au ajuns adevărații polițiști la fața locului, dar pe domnul acesta l-au amendat pentru comportament agresiv în trafic. I-au reținut permisul timp de 30 de zile și e cercetat penal pentru uzurpare de calități oficiale. Foarte mișto. Da. Ce ghinion. Nu ușor să te dai polițist în ziua de azi, mă gândesc. Da, îți trebuie un anumit fel de a fi, aș zice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.